Ne întoarcem la Timișoara, capitala europeană a culturii în 2023, locul în care manifestările de toate genurile creează o emulație fără precedent. Atunci când inima vorbește, rațiunea tace și dragostea nu are nevoie de cuvinte pentru că trece peste orice barieră. Sunt doar două dintre mesajele pe care le transmite scurtmetrajul românesc filmat și lansat la Timișoara, Dragoste fără cuvinte. Este primul film turnat în România cu și despre persoane cu deficiențe de auz. Lansarea oficială a peliculei a avut loc în săptămâna Comunității și Culturii Surzilor, iar proiecțiile au umplut sala de cinema până la refuz. Filmările la scurtmetrajul Dragoste fără cuvinte au avut loc în luna iulie în mai multe locații din Timișoara. Timp de 4 zile, pe o căldură dogoritoare, s-au filmat scenele care mai apoi au dat naștere scurtmetrajului de 25 de minute. Pelicula spune povestea unui tânăr care se îndrăgostește de o fată cu deficiențe de auz. Idila pornește greu din cauză că fata este surdomută. Inițial am înțeles că există o licitație, că proiectul este unul cultural. Am stat și m-am gândit la tot ce mi-aș dori să trăiesc, sincer, sunt o romantică, și a ieșit povestea. În film joacă, pe lângă actorii profesioniști, Paul Diaconescu și Cristina Belciu, și doi tineri cu deficiențe de auz, pentru care rolul din acest scurt metraj reprezintă o premieră. Cum a fost la filmări? Este prima dată când a participat, dar cum a fost? A fost greu, a fost simplu, a durat destul de mult, a muncit foarte mult. Și ți-a plăcut. Dar i-a plăcut. E totuși prima experiență ca actor? Da, prima experiență de genul ăsta. Am mai făcut mici filmări, dar aceasta la nivel cinematografic, prima oară, da. Iar mesajul pe care îl transmite acest film, care e din punctul tău de vedere? Că pentru dragostea dintre o persoană auzitoare și o persoană surdă trebuie să spargem toate barierele. A fost ca într-o poveste în care am încercat să facem schimb de experiență. Fiecare am avut ceva de învățat unii de la ceilalți. Noi am învățat mai multe, cred, de la persoanele cu deficiențe de auz, iar ei cred că au învățat că și noi avem multe defecte și că problema lor, de fapt, e un avantaj pentru că celelalte simțuri ale lor sunt super bine dezvoltate. Regizorul filmului este Octavian Iacob, singurul român absolvent al New York Film Academy. Deși are în familie persoane cu deficiențe de auz, regizorul recunoaște că lucrul cu actorii a fost o provocare. Neștiind să vorbesc prin limbajul semnelor, am avut interpret întotdeauna lângă noi. Totul e pe timp contratimp la filmări și în momentul în care trebuia să facem ceva și să spunem acum, nu puteam să spunem chestia asta atât de repede, să facem totul foarte repede, dar într-adevăr, comunicarea a fost greoaie, dar frumoasă, pentru că ei sunt foarte expresivi și comunică prin expresivitatea lor, atât prin gesturi, dar și cât prin mimică. Lansarea filmului Dragoste fără cuvinte, o premieră în industria cinematografică românească, a avut loc într-un cinematograf din Timișoara. La ambele proiecții, sala a fost plină. Cum vi s-a părut filmul? Foarte emoționant. Ce v-a plăcut cel mai mult? Sinceritatea băiatului și faptul că a jucat foarte bine fata. De ce ați ales să veniți la acest film? Pentru că poate felul meu de a fi este un pic mai, sunt mai sensibilă. Cum vi s-a părut filmul? Extraordinar de frumos și mai ales că au fost și persoane surde. Lansarea peliculei a avut loc în săptămâna Comunității și Culturii Surzilor, perioadă în care au avut loc mai multe evenimente dedicate persoanelor cu deficiențe de auz. Surzii sunt persoane foarte talentate, la fel ca toți ceilalți oameni, actori deosebiți, oameni deosebiți care merită o șansă și sper să-i mai văd în cinema. Asta îmi doresc, să-i văd într-un film de lung metraj, acum a fost film de scurt metraj, și sper din tot sufletul să reușesc să îi văd pe toți actorii noștri surzi într-un film de lung metraj. Respectivele evenimente, la fel ca și scurt metrajul, au rolul de a distruge prejudecățile pe care societatea le are față de persoanele surde.